Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la întâia carte a împăraților, capitolul 20. De data aceasta, pentru că intrăm în partea a doua a mesajului de săptămâna trecută, voi citi de la versetele 15 la 30. 1 împărați, capitolul 20, de la versetul 15 la 30. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci Ahab a numărat slujitorii mai marilor peste ținuturi și s-au găsit 232 și după ei a numărat tot poporul pe toți copiii lui Israel și erau șapte mii. Au făcut o ieșire pe la miază zi, Benhadad bea și se îmbăta în corturile lui cu cei 32 de împărați care îi slujeau. Slujitorii mai marilor peste ținuturi au ieșit cei din tâi. Benhadat a cercetat și i-a spus astfel: Au ieșit niște oameni din Samaria. El a zis: Dacă ies pentru pace, prindeți-i vii. Și chiar dacă ies pentru luptă, prindeți-i vii. Când au ieșit din cetate slujitorii mai marilor peste ținuturi și armata care îi urma, a lovit fiecare pe omul dinaintea lui. Și sirienii au luat-o la fugă. Israel a urmărit. Ben-Hadad, împăratul Siriei, a scăpat pe un cal cu niște călăreți. Împăratul Israel a ieșit, a lovit caie și carele și a pricinuit sirienilor o mare înfrângere. Atunci prorocul s-a apropiat de împăratul Israel și i-a zis, „Du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, căci la anul viitor împăratul Siriei, se va sui din nou împotriva ta. Slujitorii împăratului Siriei i-au zis, Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților, de aceea au fost mai tari decât noi, dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie și să se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. Fă și lucrul acesta, scoate pe fiecare din împărați de la locul lui și înlocuiește-i cu căpetenii și fă o armată ca cea pe care ai pierdut-o, cu tot atâția cai și tot atâtea cară. Apoi să ne batem cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. El i-a ascultat și a făcut așa. În anul următor, Ben Hadad a numărat pe sirieni și s-a suit la Afec să lupte împotriva lui Israel. Copiii lui Israel au fost numărați și ei. Au primit merinde și au ieșit în întâmpinarea sirienilor. Au tăbărât în fața lor ca două turme mici de capre, pe când sirienii umpleau țara. Omului Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel, așa vorbește Domnul. Pentru că sirienii au zis, Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor. Voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și veți ști că eu sunt Domnul au stat tăbărâți șapte zile unii în fața altora. În ziua șapte au început lupta și copiii lui Israel au omorât sirenilor o sută de mii de oameni pe destrași într-o zi. Ceilalți au fugit în cetatea Afec și a căzut zidul cetății peste 27 de mii de oameni care mai rămăseseră. Amin! Amin. Iubiți frate și surori, doamnelor și domnilor, istoria biblică este o istorie care pe mine mă fascinează tot timpul. Este uimitor să citești în istoria biblică și să descoperi că experiența lui Israel și experiența lui Iuda, deși s-a produs la scară națională, este o experiență care se repetă la nivel de familie și la nivel individual cu fiecare dintre noi. Este o experiență care se repetă la nivel de biserică locală și de biserică universală. De fapt, aduceți-vă și de data aceasta aminte de aceste cuvinte glorioase pe care Duhul Domnului le spune prin Sfântul Apostol Pavel și prin autorul Epistolei către evrei. Lucrurile din vechime sunt reprezentative sau înfățeșarea lucrurilor reale care se vor întâmpla în perioada bisericii. Deci, chiar dacă este un eveniment istoric și s petrecut literal, ca acest război cu sirienii. Evenimentul acesta istoric are rezonanțe spirituale în lupta spirituală pe care noi o avem cu cel rău și împotriva celui rău. În mesajul trecut am văzut că suntem asaltați de cel rău și întrebarea era ce vom face dacă suntem asaltați. Și ca să putem să știm ce să facem, ne-am uitat la aceste patru lucruri, să cunoaștem strategia agresorul, să cunoaștem strategia lui, să ne pregătim pentru luptă și apoi, bineînțeles, ascultând de Domnul, să dăm pildă personală în lupta aceasta împotriva celui rău. În seara aceasta, aici la Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, pentru dumneavoastră, cei de departe, Vom veni cu un al doilea mesaj din această istorie zbăciumată a lui Israel și mesajul se va intitula Ce facem după biruință? Ce facem după biruință? Pentru că este mare lucru să biruiești, dar este un lucru probabil mai mare ce faci după ce ai biruit. Este în slăbiciunea noastră omenească. După o mare biruință, surori, doamnelor și domnilor, să punem garda jos. Suntem așa de euforici, așa de entuziaști, punem garda jos în sensul apărarea spirituală, ne în firea cât de bune am fost, ce isprăi am făcut și cel rău prinde ocazia și ne lovește pe neașteptat. Cel mai tipic caz din istoria trecută este Ilie. Poporul este idolatru, Israel. În fața acestui popor care a întors spatele lui Dumnezeu, prorocul stă singur să-i înfrunte. Și este interesant cum nu se teme de Ahab, nu se teme de casa regală, nu se teme de nimeni. Nu se teme de prorocii lui. Avea 850 de proroci mincinoși. Înfruntă pe Israel, pe Carmel, înfruntă pe Ahab, înfruntă prorocii lui Bal, omoră 400 de proroci al lui Bal, că al lui Astartea, nu s-au prezentat. Și în bucuria Biruinței, când îl întoarce pe Israel la Domnul, o veste care am mai auzit -o, a venit din nou la el. Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea dacă mâine la ceasul acesta capul tău mai stă pe umeri. Ce ai făcut tu, prorocilor mei, voi face și eu ție. Cine a spus aceasta? Izabel. Și a picat. A căzut în depresie. S-a rugat Dumnezeu să moară. Aceasta este marea problemă. Ce facem după biruință? Israel l-a biruit pe Ben Hadad. Și imperiul acesta sirian a fost un imperiu de temut. E și astăzi, prin rămășița lor, Siria de astăzi, sunt un spin în coasta lui Israel. În acest război civil care durează de 2 ani de zile în Siria, ar vrea foarte mult sirienii și au făcut câteva provocări. Să-l atâțe pe Israel, să-l pornească la război. Ca să aibă motive să atâțe apoi toată lumea islamică, toată lumea musulmană, la război împotriva lui Israel. Dar Israel le a citit bine gândul și strategia. Și noi suntem într-un război spiritual, nu unul cu altul. Nu biserică împotriva biserică, nu familie împotriva familiei, nu frate împotriva frate. Dușmanul nostru nu sunt oamenii. Chiar dacă oameni vin împotriva ta așa mea, oamenii sunt manipulați de cel rău. Dușmanul nostru este diavolul. Este trist că se folosește de membrii familiei, se folosește de frași și de surori, se folosește de slujitori, se folosește de cine nu te aștepți ca să te lovească sau să mă lovească. Este trist. Dar în spatele lor este diavolul, este satan. Deci ce vom face după biruință? În textul nostru aș vrea să vă invit să ne uităm la trei gânduri principale. Ca să biruim din nou. Și astăzi trebuie să ne uităm în primul rând la identitatea agresorului sau provocatorului. Deci, vrei să birui, dar ce vrei să birui? Cu cine te bați? Cu morile de vânt? Dai cu pumnul în vânt. Deci trebuie să vedem care este identitatea provocatorului, agresorului tău, al meu. Și când ne uităm la identitate, vedem trei lucruri legate de identitatea lui. Primul lucru este caracterul agresorului, caracterul celui cu care va trebui să te lupți. Versetul 16. Au făcut o ieșire pe la miezul zi, israelienii. Benhadad bea și se îmbăta în corturile lui cu cei 32 de împărați care îl ajutau. Adică, când este vorba de caracterul agresorului tău, nu este caracter. Nu are caracter. Cel rău nu are caracter. Sau, dacă vreți, are caracter rău. Are caracter rău. Și Isus Hristos ne spune trei aspecte fundamentale despre caracterul lui. Hoț, ucigaș, tâlhar, distrugător. De ce? Pentru că mai are unul, al patrulea spune, asta le spune în, în Ioan 10 cu 10, iar în Ioan 8 cu 44 spune încă un aspect al caracterului, care este mincinos și tatăl minciunii. Asta este caracterul. Și cel rău știe că prin aceste aspecte, prin minciună, prin hoție, prin tâlhărie, prin înșelăciune, poate să vină împotriva ta, poate să vină împotriva mea. Și de aceea nu se va sfii să stârnească membrii familiei tale, să stârnească pe frați, pe surori, să stârnească oameni de nimic împotriva ta sau împotriva mea. Nu cred că mai este știre acum pentru dumneavoastră ca să vă spun, dacă deschideți computerul și intrați la Facebook, l-am scos, nu ne trebuiește Facebook în casă, în familie, sau pe blogurile a unor oameni de-a lui Ben Haddad, eu le spun blegii lui Ben Haddad, ei să spun blogiști, blegii lui Ben Haddad, dacă te uiți pe pe blogurile lor, pe Facebook-ul lor, ce poți să vezi? Minciună? Bârfă? Acuzații? La adresa cui? La adresa lucrătorilor Domnului, la adresa ta, probabil te trezești, dar de unde mă cunoaște nenea asta? De unde mă cunoaște familia aceasta? De unde știe de mine? Eu am întâlnit oameni care mi-au spus, eu de la-și întâlni pe gogă asta, l-aș pune la punct. Dar îmi vorbea mie. Și nu intru în detalii. Dar l cunoașteți? Cum să nu-l cunosc, domnule? Zice, ne-am mai întâlnit noi pe teren, zice. Asta e un excroc, domnule, zice. Umblă, își vinde casetele, CD-urile, își vinde el ale lui ca să-și facă bani. Înșală biserica, domnule. Și am spus că de el mai întâlnesc undeva, mă ocup de el. Deci v-ați întâlnit, ați vorbit cu el. Cum să nu, domnule? Și asta nu singur, eram într-o familie, erau vreo 12 familii acolo. Și am spus, domnul meu, uite-te bine în ochii mei, eu sunt Lazar Gog. Uite bine. De tâlharea aceștia fug repede. Și a luat tălpășița și a fugit, a plecat, n-a mai stat la discuții, n-a mai stat la masă. E plină lume de ei. Și de ce? N-au caracter. Și cei ce n-au caracter, aceștia sunt populari astăzi. Hollywood este popular. Mulți politicieni, că nu toți sunt fără caracter, mulți politicieni sunt fără caracter. Și mulți sunt biserici. Și diavolul îi speculează pe aceștia. De aceea, trebuie când, când intri în război, trebuie să știi identitatea agresorului, provocatorului. Nu are caracter, prima, al doua. Credința lui este una falsă. Ia uitați-vă în versetul 23 și versetul 28. Slujitorii împăratului Siriei i-au zis, Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților, de deci aceea au fost mai tari decât noi, dar ia să ne luptăm cu el în câmpie cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei, spune în versetul 23. Iar în versetul 28, Omul Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel. Așa vorbește Domnul, pentru că sirienii au zis, Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor, voi da tot această mare mulțime în mâinile tale și vești că eu sunt Domnul. care e credința lor? care e credința agresorului tău? care e credința celui ce te duce de nas? Ascultați-mă bine, fraților. Misticismul și ocultismul. Misticismul și ocultismul. Oamenii sunt mai inclinați spre misticism lucruri pe care nu le pot pipăi, Și spre ocultism influență demonice decât spre adevărul lui Dumnezeu. Televiziunea este plină. Avem televiziune creștină în America. E foarte bine. Mă bucur. Prea mulți, de exemplu, predic o evanghelie. Dacă mie îmi trimiți o mie de dolari, eu îți trimit un dolar peste care m-am rugat. E frumos atunci. Dacă tu trimiți o mie și eu îți trimite unul, ești făcut, ești aranjat. <laughs> ești aranjat. Și de mă rog pentru tine, slăbești 300 de pounds. Mai bine postește. -și. și nu o să ai problemă. Deci, oamenii sunt înclinați spre misticism, spre lucruri din acestea care gâdile fire și, acum zice Sfânta Scriptură, două formă de evlavie. Nu este, nu este realitate, nu este esență. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al puterii, al caracterului, al cuvântului, este un Dumnezeu al adevărului. Dumnezeu nu se joacă cu firea noastră să ne gâdele firea. Dumnezeu vrea să ne învețe cum să ne purtăm de aici pe pământ ca să fim transferați în împărăția lui eternă. Dar dacă ne lăsăm seduși cu misticism, cădem în ocultism. Am întâlnit o dată în România, în vizită, m-am întâlnit în aeroport. O doamnă a venit la mine și a zis, nu vă supărați, nu cumva sunteți domnul Lazar Gog, și am zis, ba, da, eu sunt. Și m-am uitat la ea și am zis, da, îmi păreți cunoscută. Păi eu sunt, hai să vă dau un nume, să spunem, cum vreți dumneavoastră. Așa, deci așa o cheamă, cum vreți dumneavoastră, ca să nu-i dau numele. Era o fostă colegă de liceu. Nu am văzut-o 30 de ani de zile, n-am mai cunoscut-o. Dar m-a cunoscut, m-a surprins că m-a cunoscut. Artistă internațională, pianistă de renume mondial, a zis, Lazar, eu țin minte că tu erai un om credincios când erai în liceu. Ai rămas tot așa? Și eu cred că da, a rămas. Și ce faci? Pe unde ești? Că am auzit că ești peste hotare. Da, sunt în America, și Uite, sunt păstor. Și tocmai acest lucru fac, umblu cu Evanghelia lui Dumnezeu până la marginea pământului. Foarte bine faci, foarte bine faci, Lazare. Pentru că vreau să spun, și eu îmi deveni credincioasă. Oh, mă bucur. Mi-este greu să cred, dar mă bucur. Chiar zice, zilele acestea, venind aici în orașul acesta, ce am dat un concert și am fost la o prietenă foarte credincioasă. Să vezi, Lazare, am stat la cafea, mi-a citit în cafea tot viitorul meu. Și apoi ne-am rugat lui Hristos. Deci, să nu fi în stare să discerni între adevăr și demonic, ocult, misticism, atunci e ușor caz. Dacă nu stai pe învățătura sănătoasă. Provocatorul tău, agresorul tău este, este, este jmecher, este șiret, e șarpe. Și mai are încă ceva în identitate, pe lângă caracter care nu-l are, pe lângă credință care este misticism, ocultism, demonism. Mai are un al treilea aspect, este confidența, confidența agresorului. Uitați-vă în versetul 27. Copiii lui Israel au fost numărați și ei. Nu mai spune câți erau acum, dar înainte erau șapte mii, deci tare nu s-au înmulțit într-un an de zile. 14 mii să fie. Au primit merinde și au ieșit în întâmpinarea sirienilor. Au tăbărât în fața lor, uitați cum au apărut pentru sirieni, ca două turme mici de capre. <laughs> au venit la război, domnule! Fii atent, că au venit la război din nou. Pe când sirienii umpleau țara. Erau sute de mii, sute de mii. De unde știm? Dacă Israel a omorât într-o zi o sută de mii dintre ei, ei erau sute de mii. Și Israel era șapte mii de capre. Așa s-a părut agresorului. Confidența lui este aceasta. În număr. În număr. Și cu numărul îi prinde și pe creștini. Domnule, la noi sunt mai mulți, zice. În organizația noastră sunt mai mulți, în biserica noastră sunt mai mulți, în grupul nostru sunt mai mulți. Dragul meu, pe Domnul nu-l sperie numărul. Este bine să fie toți mântuiți, cum zicea Moise, dar nu o să fie toți. Pentru că nu vor oamenii să fie mântuiți. Confidența noastră nu este în număr, confidența noastră este în Dumnezeu. Nu numărul de biruința, ci credința curată într-un Dumnezeu tot puternic. Pentru că nu trebuie să te bați, nu trebuie să mă bateu, Dacă își trimite un înger într-o noapte, tot cu Siria ne-au avut ei probleme. Cât le-a pus la punct? 185 de mii. A suflat peste ei și a dat ciuma ei. Și au pierit într-o noapte cu toți. Ce rău are confidență în număr, te intimidează. David s-a speriat și a zis, Doamne, uitați-vă în psalmul 3 și apoi mergeți pe, pe trimiteri, cum se spune, ă, ce, ce mulți sunt cei ce mă urăsc, cât de mulți sunt cei ce caută să-mi facă răul. Dar Tu, Doamne, ești tăria mea. Pentru că apoi să vină în psalmul 8 și să spună, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Cum? Nu te-ai bătut cu ei? Nu! No. M-am încrezut în Domnul pentru că eu cred într-un Dumnezeu care îmi poartă Un Dumnezeu care îmi, Dumnezeu care îmi de grijă. Un Dumnezeu care este cu noi în fiecare zi. Deci, dacă vrei să birui, dacă vreau să birui, cunoaște identitatea agresorului tău, a provocatorului tău, caracterului, credința lui, confidența lui. În al doilea rând, în război, cunoaște identitatea luptătorilor Domnului. Identitatea luptătorilor Domnului. Cum trebuie să arate luptătorii Domnului? Cum trebuie să arătăm noi dacă vrem să avem biruință? Vrem trezire spirituală. Cum se realizează? Pe lângă ce am auzit până acum, trezire individuală a fiecăruia, pocăință individuală. Vrem familii sănătoase. Cum se face? Vrem o biserică puternică. Cum se face? Uitați cum se face. Primul lucru, potrivit pasajului pe care l-am citit, este să stăm uniți. Stați uniți. Versetul 15. Atunci Ahab a numărat slujitorii mai marilor peste ținuturi și s-au găsit 232. Și după ei a numărat tot poporul, pe toți copiii lui Israel. Erau șapte mii. Nu au fost mulți, dar au stat uniți. Și lucrul acesta face mare diferență. Pentru că dacă Mântuitorul Iisus Hristos a spus unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și se roagă ce cer le va fi dat în numele meu. Dacă cuvântul Domnului spus prin Moise către Israel sună în felul următor, zice, o, de -ar stai sta Israel în poruncile mele, de-ar asculta Israel cum ar pune unul din ei pe fugă o mie și doi dintre ei câți? Zece mii. Uuuh. Asta se numește proporție geometrică. Dacă o familie poate să pună pe fugă un sos și o soție zece mii de draci, de demoni, patru în familie, șase în familie, zece în familie, câți pot să pună? O biserică întreagă câți pot să pună? Dar ca să-l să punem pe fugă pe cel rău, trebuie să stăm împreună. Să stăm împreună. Israel s-a adunat, chiar dacă Ahab a fost idolatul și rău, așa cum știm că a fost, a avut moment de trezire spirituală, moment de... Ascultare de Domnul, ascultare de profetul Domnului. Și Israel a stat unit. Al doilea aspect. Identitatea luptătorilor Domnului. Pe lângă unitate, luptă cu problema din fața ta. Uitați-vă ce spune versetul 20. Au lovit fiecare pe omul dinaintea lui. Așa a fost în război acolo, pentru că era un război față în față. Problema este aceasta, frașesor, în timpul nostru. Dacă vrei să birui, luptă-te cu problema din fața ta, dinaintea ta, cu problema ta. Lasă tu problema altuia pe seama lui. Termină-o pe a ta și atunci du-te și ajută pe altul. N-am observat? Am uitat oare așa de repede să știm acest adevăr care este în firea pământească, este și în biserică din nefericire, este și afară. Întotdeauna iarba e mai verde unde? Unde? În curtea vecinului. Întotdeauna știm să dăm indicații prețioase la cel ce își face slujba. Nu ne uităm la ce, cum o facem noi, slujba noastră. ne ați văzut dumneavoastră, mai ales microbiștii. Dacă stau la televizor să se duc pe stadion la fotbal, a fost campionatul american de fotbal. Când stai la televizor. Nu e așa că joci cel mai bine fotbal? Și domnele, domnule, nu trebuie acolo să arunce, trebuie să arunce în partea cealaltă, domnule, eram eu acolo, acolo aruncam fotbal. Dacă era soccer, unde a pasat mingea, domnule, dacă eu, eu pasam în altă parte și ăsta era gol? Ei, e gol în minte, ăla e problema. E gol în inimă, e gol în suflet. Luptă-te cu problema ta, cu problema de dinaintea ta, pentru că ai e problema ta, Este greu cuvântul pe care îl spune Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Domnului, 1 Petru 4 cu 15. Niciunul din voi spune să nu sufere ca hoț sau telhar sau ca unul care, ca unul care să amestecă în treburile altuia. Deci când te amesteci în lucrul fratelui tău și a sorei tale, ești un hoț și un tâlhar în evaluarea lui Dumnezeu. luptă-te cu problema ta problema din fața ta și rezolvă pe aia bine și dacă ai rezolvat-o bine vin în ajutorul meu vin și eu în ajutorul tău pentru că așa se luptă așa se lucrează unit și apoi este al treilea aspect a treia dimensiune al identității luptătorilor Domnului pentru că sunt uniți, pentru că se luptă cu problema din fața lor toți că din lui Dumnezeu știu acest mare adevăr. Un război biruit este un război declarat. Încă o dată. Un război biruit este un război declarat. Ia uitați ce spune versetul 22. Atunci profetul s-a apropiat de împăratul lui Israel și a zis Du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, că și la anul viitor, Benhada ce face? <laughs> Vine iară. Când ai biruit, cel rău zice, nu-i nimic. Mă pregătesc și te atac din nou. Dar mai au șapte duhuri. Mai au șaptezeci. Ține minte acest adevăr. Se va ridica împotriva ta cu o știre mai mare. Umple țara. Dar nu te înspăimânta. Nu te înspăimânta. Pentru că așa cum Dumnezeu ți-a dat biruința ieri, cum mi a dat-o ieri, ne-o dă și astăzi și ne-o dă și mâine. El nu s-a schimbat. El este același. Iar tu și cu mine suntem copiii lui. Cum zice Sfântul Apostol Pavel. Dacă Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său și l-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El? Câte lucruri? Toate lucrurile. Toate lucrurile. Un război biruit e un război declarat. Vine unul mai mare. Și apoi, în al treilea rând, înțelepciunea de după bătălie. Pentru că asta este subiectul, nu? Ce facem după ce am biruit? Înțelepciune de după bătălie? Are trei dimensiuni. Prima. După ce am biruit, după ce ai biruit, după ce ai biruit casa ta, după ce ai biruit biserica locală, după ce ai biruit tu personal, nu uita acest mare adevăr. Rămâi la sfatul Domnului. Din nou versetul 22. Atunci prorocul s-a apropiat de împăratul lui Israel și a zis, du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut. Stai la sfatul Domnului. Pentru că cel rău să vă ridica din nou împotriva mea, din nou împotriva ta, din nou împotriva casei mele, din nou împotriva casei tale, din nou împotriva bisericii în care te închin. Dar dacă stai la sfatul Domnului, te pregătești. Doamne, nu știu din ce direcție o să mă lovească, dar Tu vezi toate lucrurile. Nu, cum vă spuneam în alte ocazie, nu de aceea ne-a învățat Iisus Hristos rugăciunea Tatăl nostru care are acel pasaj atât de greu de interpretat de mulți și nu ne duce pe noi în ispită. Dumnezeu Știți bine că nu duce nispită pe nimeni, pentru că el nu poate fi ispitit să ispitească pe cineva. Și când zice nu ne duce nispită, spune următorul lucru: Doamne, tu care vezi toate lucrurile, Știin că tu ne porți în fiecare zi cu carul tău de biruință, nu ne duce prin nispită, Doamne, du-ne pe lângă ea. Pentru că tu vezi cum a pregătit cel rău ispita împotriva mea. Vezi ce groapă a pregătit, vezi ce ura a pregătit, vezi ce plan a pregătit. Nu mă duce prin el, du pe lângă el. Nu mă duce în ispită, Doamne. Pentru că nu știu de unde mă lovește, nu știu de unde te lovește. rogă în fiecare zi să nu fii dus în ispită. Și Dumnezeu ne duce pe lângă ea, slăvit să fie Domnul, că El ne-a învățat să ne rugăm așa. El ne-a învățat. Chiar dacă cel rău își pregătește toată oștirea, încă 32 de împărați să-mi adauge pe lângă el. Dacă nu te duce Domnul prin ispită, treci pe lângă ea. Și cel rău zice, mi-am crezut că o să cadă în groapa asta. Uite ce-i pregătisem și s-a dus pe lângă. Rămâi la sfatul Domnului. 2. Învață din experiența trecutului. Vesedul 34. Ben Hadad a zis lui Ahab, Îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău? Și îți vei face uliți în Damasc, cum făcuse tatăl meu în Samaria? Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul făcând un legământ. A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. Fatal. Decizie fatală. Cel rău de aia e rău, că nu se ține de cuvânt, că nu are caracter, vă știți, suror. Poți să-ți promită ca mulți politicieni. Îi vedeți prin biserică, să nu mi-o luați în nume de rău. Trebuie să ne rugăm pentru politicieni. Eu mă rog pentru ei. Dar nu-i vezi în biserică. De când vin alegerile, te caută. Pentru că au nevoie de votul tău. Promisiuni până la lună de alte. Realizări pentru ei. Pentru ei. Învață din experiența trecutului. Domnule, când am trecut pe acolo, m-am mușcat. Când am făcut lucrul acesta înainte, am căzut. Când am stat în locul acela, mi-a fost fatal. Deci ea nu te mai duce acolo, nu mai sta acolo. Nu mai medita în locul acela, nu mai intra în locul acela, nu mai deschide cartea aceea, nu mai deschide site-ul acela care te-a trântit jos. Învață! Și apoi, cel de-al treile lucru, după bătălie, fii prieten cu Sfinții, nu cu vrăjmașii tăi. Cu Sfinții, nu cu vrăjmașii tăi. Vesetul 32. Și au pus saci în prejurul copselor și funii în prejurul capului. S-au dus la împăratul Israel și au zis, robul tău Ben Hadad a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns, mai este încă în viață? Este fratele meu. <laughs> Frate cu diavolul? Frate cu criminalul? Pocăința nu e de pe buze. Pocăiță trebuie să vadă în fapte. Trebuie să vadă în fapte. Deci dacă ți-a făcut rău și ți-a zis, ei, toată lumea greșește, o mai iartă mășitul, aia nu-i cerere de iertare. Pentru că nu-i businessul lui sau al meu sau al tău că toată lumea greșește. Businessul nostru este problema dintre noi doi trebuie rezolvată. Nu businessul ul întregii lumi. Dacă te-am călcat în picioare, îmi pare rău, am făcut-o, ce pot să fac să repar? Trebuie să se vadă, nu de pe buze. Faptic. Și odată ce m-am pocăit, frați și surori, și domnilor, așa să trebuie să-mi țină. Nu până mâine, când iară m-am umflat în pene și aceeași problemă, aceeași atitudine. Fii prieten cu Sfinții. Psalmul 119, versetul 63. Sunt prieten cu cei ce te iubesc pe tine, cu cei ce iubesc cuvântul tău, cu cei ce iubesc legea ta, cu cei ce iubesc adevărul tău. Dumnezeu ne-a la biruință. Cel rău ar vrea să ne intimideze, să credem că fiind numeros, câtă frunză și iarbă, noi deja nu mai luptăm. Însă, tot în vremea aceasta împăraților lui Israel este celălalt mare profet, Elisei, care atunci când Gehazi a intrat în panică, i-a spus, să-ți arat ce văd eu. O să mă rog Domnului meu care îmi ține inima, sufletul și ființa, să-ți dea un crâmpei din ce cred eu. din ce cred eu. Și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Părinte, părinte, mai mult sunt cu noi decât cu ei. Sigur, cu noi este Dumnezeu. Cu noi este o știre întreagă de îngeri. Cu noi și de partea noastră este bunătatea lui Dumnezeu. Dacă Domnul este pentru noi, Cine poate sta împotriva noastră? Dacă Isus este cu noi în fiecare zi, cine poate face cel rău când ne încredem în Cel ce este cu noi? Și dacă Duhul Sfânt este în noi ca să ne întărească, să nu ne pierdem credința, de ce să ne facem bun de nimic când iarăși s-a ridicat cel rău împotriva noastră? Haideți să ne uităm bine la caracterul celui rău, haideți să ne uităm bine la caracterul pe care trebuie să-l avem noi trăind în unitate, ocupându-ne de problema pe care o avem noi personal și știind că dacă Domnul ne-a dat biruință, cel rău se ridică iar împotriva noastră și de aceea în fiecare zi să te rogi, Doamne, nu mă duce în spit. Dumă pe lângă ea. Că Tu o vezi, Doamne, eu nu o văd, dar Tu vezi ce curse mi-am întins cel rău. Tu știi ce îmi stă înainte. Pentru că tu vezi în lumea spirituală în care eu nu văd. Și cel rău nu va putea să-mi facă răul pe care l-a plănuit, nu va putea să-ți facă răul pe care l-a plănuit dacă în fiecare zi te încrezi în acela care a zis că este pentru tine și este de partea ta. Rămâi la sfatul Domnului. Învață din experiența trecutului. Și împretenește-te nu cu oameni care sunt gata să dezbine, cu gata să, gata să facă rău, gata să vorbească de rău, gata să se ridice împotriva semenului. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, adevărul este acesta. Un om care s-a ridicat împotriva altui om, se ridică și împotriva ta dacă ești prieten cu el. Pentru că asta este, asta este ținuta lui, ținuta ei. În războaie, de multe ori războaiele se câștigau pentru că un om cheie, un general, de exemplu, trecea în, în tabăra adversă. Era primit cu pompe, cu fanfare, pentru că dădea informații cele mai bune. În spatele acestei pompe era, este acest adevăr. El tot trădător este. Tot trădător este și tot cu suspiciuni se vor uita la el, indiferent cât de mult i-a ajutat și le-a vândut adevărul din partea cealaltă, militare, secrete și probleme. El tot rădător rămâne. Însă pe tine și pe mine Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți, nu trădători, sfinți. Oameni care să ne păstrăm caracterul, oameni care să învățăm din trecut și oameni a căror plăcere este sfinții din țară, cum spune Psalmul 16, versetul 3. Sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. Amin. Ne ridicăm în picioare. Ne gândim la aceste cuvinte, la acest adevăr, la realitatea aceasta pe care istoria ne-o prezintă și care are rezonanțe spirituale în viața noastră, în casele noastre, în biserica noastră în viața ta, în viața mea, nu este din nici dintre noi în afara acestei realități. Nici unul, dar nici unul. Și să ne rugăm Domnului, Doamne, apără-mă Tu, Doamne. Eu nu mă știu apăra, Doamne. Păzește-mă Tu, Doamne. Nu mă duce în ispită, Doamne. Te rog, ai mire de mine, Doamne. Pentru că Tu vezi toate cursele pe care mi le-a întins el rău, mie și casei mele. Dumă pe lângă ele să vadă că e, tu mă aperi și că tu mă ocrotești. După cuvântul care spune, Dumnezeu este pentru noi un Dumnezeu al izbăvirilor. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara și ne poartă cu carul lui de biruință.